Preasfințitul Părinte Vincențiu, episcopul Sloboziei și Călărașilor, a sărbătorit astăzi împlinirea vârstei de 62 de ani. Cu acest prilej, preasfinția sa a săvârșit prima sfântă liturghie în Biserica Paraclis Episcopal, Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, a schitului Amara din județul Ialomița. În cadrul slujbei, ierarhul a hirotonit un preot pe seama parohiei Misleanu din protopopiatul Slobozia. Preasfințitul Părinte Vincențiu le-a vorbit celor prezenți despre însemnătatea liturgică a acestei zile, odovania dormirii Maicii Domnului, despre ajutorul pe care toți îl primim prin rugăciunile Preasfinței Născătoare de Dumnezeu și despre bucuria de a sluji în nou locaș de cult din Amara. Mulțumesc, Preasfinte Născătoare de Dumnezeu, că ne-au venit ca în această zi să putem sluji prima sfântă de Dumnezeu în Biserica Preasfinței Amara. Mă bucur că ați putut veni această sfântă liturghie. Să mulțumim dată lui Dumnezeu și să rugăm să dăbuiască pace și liniște sufletelor și tuturor noastre. Să binecuvinteze cu dare să alegem bucate acest moment al părăganului și urmăitorii să facem din faptul noastră și să ne plăsim cât de mult ajutorul din de la Dumnezeu și să aflăm pace și liniște sufletelor și tuturor noastre. A urmat un policroniu, iar preoții și credincioșii au avut ocazia de a-l felicita pe părintele lor duhovnicesc. Episcopul Sloboziei și Călărașilor, dă-i, Doamne, zile îndelungate și bună sporire în dreapta propovăduirea cuvântului adevărului Tău și într-o cărmuirea turmei celei cuvântătoare pe calea mântuirii și îl păsește într-o mulți ani. Mulți ani trăiască! Preasfințitul Părinte Episcop Vincențiu a fost apoi felicitat de părinții consilieri la centrul eparhial, părinții protopopi, dar și de oficialitățile locale și centrale prezente. Noi, membrii centrului eparhial și nu numai, cu siguranță clerii și credincioși de timpul Episcopiei Slobăștiei și Călărașilor, vă urăm cordiale împliniri cu sănătate, cu fericire, bucurii, duhovnicești, ani mulți și rodnici și rugăm pe Hristos Domnul să vă dăruiască așa pace și liniște și sănătate, să ne călăuziți pe drumul care duce pe Dumnezeu. Amin. Preasfințitul Părinte Vincențiu s-a născut la 23 august 1954. După ce a îndeplinit mai multe demnități și slujiri importante în Biserica Ortodoxă Română, a fost ales în anul 2009 episcop al Sloboziei și Călărașilor.